observație cu totul inedită a avut loc în anul 2000, în preajma Paștilor, când, mergând la pădure împreună cu un cercetător originar din Cluj, care locuiește în prezent în Germania, am observat că din partea superioară a trunchiului a mii de copaci curgea o sebă, să spunem, dar un lichid, ca și când ar fi fost un izvor, și care se aduna la baza copacilor. A fost ceva complet inedit, pentru că pădurea Hoia Baciu este cunoscută pentru faptul că vegetația este deosebit de uscată. Venind a doua zi în zonă, nu se mai vedea nicio urmă din acest lichid abundent care curgea din partea superioară a trunchiului, de la 10, 15, 20 de metri, din mii de copaci, și solul, care era foarte uscat, absorbit în totalitate apa respectivă. Alte elemente inedite ar putea fi, de exemplu, sunete neobișnuite care se aud în zonă. De exemplu, de mai multe ori s-au auzit sunete de salvare, ca și când ai fost în imediata noastră apropiere. Sunete de ceas cucuc, sunete de cauciuc care explodează, de cauciuc care se dezumflă în prezența ta, țipete scurte și ciudate. Deci, ele sunt o prezență inedită, dar un însoțitor frecvent al manifestării de la pădurea Hoia Baciu. În fine, ar trebui menționat faptul că de foarte multe ori bateriile aparatelor de filmat și aparatelor foto se descarcă în zonă. Am pățit acest lucru de cel puțin 3 ori cu echipe televiziunii române. Mergând în zonă, în momentul în care a început filmarea, toate bateriile, inclusiv cele de rezervă, s-au descărcat. Revenind în Cluj, ele au început să funcționeze normal, ne-am întors în zonă și unul am putut continua, alteori nu, filmarea. Deci descărcarea a fost parțială. Într-un singur caz a fost o descărcare totală și ele au trebuit reîncărcate la acumulator. Deci era doar zonal fenomenul. Mai este un fenomen interesant în momentul în care înregistram pe reportofon comentam anumite aspecte din zonă și eram cu Cristi și am ascultat înregistrarea. Înregistrarea s-a prima dată puțin la o frecvență mai joasă, deci cu un ton mai grav, reascultând-o mereu s-a auzit tot mai încet, tot mai încet, tot mai lent, tot mai lent, până când a înghețat în acel stadiu. Era de circa 10 ori mai lent decât înregistrarea normală. Da, secvențe dintr-un documentar. Profesorul Pătruț este o celebritate locală, este profesor universitar. E un om care s-a ocupat de pădurea Hoia Baciu, care a publicat carte, cel puțin o carte știu eu, despre fenomenele din pădurea Hoia Baciu și care sigur are foarte multe relatări despre tot ceea ce se întâmplă acolo. În pădurea Hoia Baciu se spune că apar din tufișuri, de exemplu când oamenii vin acasă și se uită pe fotografii, se uitau pe fotografii cu apă, mă referim strict la acele imagini surprinse cu aparatele de foto. Da, apar chipuri strane din capete. Eu am avut odată plăcerea să-l invit la mine acasă și a stat peste noapte Adrian Pătruț. Și hai să dăm imagini, astea sunt tot ele. Hai să dăm imagini din pădurea Hoia Baciu. Tot imagini de la ele dăm. Da, vă rog. Deci, să-mi dați și mie pe într-o ocazie, în legătură cu Asociația ASFAN, Adrian Pătruț a venit la București, a fost invitat aici și a stat peste noapte la mine, l-am invitat acasă și cu ocazia asta mi-a arătat un teanc de fotografii, între care fotografii de genul cum spui, adică fotografiezi un personaj și alături apare capul altcuiva și lucruri de genul acesta. În principiu vreau să spun că și în pădurea Hoia Baciu, dar în tot ce înțelegem noi prin fenomenul extins, OZN și paranormal și așa mai departe, da, e una dintre poze. Așa? Și aici la fel. Deci, să vă arăt poze făcute de mine în decembrie în Italia. Peste tot există entități invizibile. Sau care sunt vizibile la un moment dat și devin invizibile. Aici este Alexandru Sift, da, biolog, care
a fost unul dintre cei care au început cercetarea, nu vreau să zic cu păcat, dar am impresia că Adrian Pătruț de la el a prins și informații și morbul căutării în pădurea Hoia Baciu. Deci, Alexandru Sift a făcut nenumărate cercetări, avea un dosar formidabil, din păcate ne-a părăsit înainte de vreme în 93. În cel mai, bineînțeles că cei care au aflat repede să luăm arhiva lui, arhiva lui a dispărut. Afirmativ a fost dată la topit, la hârtii, la nu știu ce, cine de către cineva. Asta? În orice caz, s-a pierdut foarte multă cercetare cu această ocazie. Noroc că Adrian Pătruț și poate încă și alții au păstrat totuși dubluri care ulterior au fost introduse și în cărți și au constituit baza unor cercetări. Da. Da. E o apariție interesantă. În pădurea Hoia Baciu au mai apărut și... Deci noi am primit rapoarte că a fost văzute OZN-uri și așa mai departe noaptea. Ăsta este cel mai cunoscut caz. Celebra fotografia lui, da, Barnea. Deci Emil Barnea, care era un tehnician militar, împreună cu prietena lui, împreună cu alți doi prieteni care, atenție, n-au vrut să-și declare identitatea, au ieșit la un picnic în 18 august 1968, în pădurea Hoia Baciu, într-o poiană. Și la un moment dat adunau lemne pentru ca să facă un foc și la un moment dat strigă cineva, uite că e un obiect pe cer. Zice, pe o pătură întâmplător era aparatul de fotografiat. A luat aparatul de fotografiat, a făcut 5 fotografii, dintre care primele două foarte bune, pe urmă obiectul a început să plece, a treia încă acceptabilă, ultimele două se vede mai mult un punct. Și fotografiile acestea au fost, zice că el, mă rog, tineretul nu prea știe, la vremea aceea când aveai un film de 36 de cadre, până nu terminai filmul, nu îl dădeai la developat. Și poate că nu îl terminai atunci. Mai pozai și în alte ocazii. Filmul însuși era destul de scump și atunci nu îți dădea mâna să spui, uite, am filmat ceva senzațional, ia să scot filmul și uit de cadrele neexpuse. Ei, după un timp când a expus cadrele, el era coleg cu Florin Gheorghiță. I-a arătat lui pozele, Florin Gheorghiță, mai bine introdus, mai citise niște lucruri pe tema asta, imediat a descoperit că e un caz senzațional, a luat legătura cu diverse persoane din media și s-a publicat în Scânteia, a venit televiziunea să facă film, etc. Deci cazul a fost bine mediatizat. Aici fac o paranteză. În perioada respectivă, în țările socialiste, subiectul era tabu. Dar a fost acea fereastră după ce Ceaușescu... Ce sursă e asta? Că doar YouTube? Nu e un documentar, trebuia să apară niște nume. Deci după ce Ceaușescu a vrut să arate că România e altfel decât sunt celelalte țări socialiste și Rusia, a spus, noi, uite, suntem deschiși, e un fenomen, să vedem ce este.
Portița s-a închis prin 73-74, după care iarăși n-a mai fost foarte bine să vorbim despre UZN-uri. Dar a fost o perioadă când chiar guvernul susținea. Asta este, nu știu dacă e la Hoia Baciu, s-ar putea să fie în Polonia, că și acolo este o pădure asemănătoare, dar în orice caz apar astfel de fenomene în pădurea Hoia Baciu. Da, am dat și eu niște fotografii, mă rog, nu știu dacă apar în acest... Sunt tot felul de... Da. Deci înseamnă de aceste... că sunt niște energii care obligă pomii să crească altfel decât știu ele să crească. Da, vorbesc de biologul Sift. Știu că are o relatare absolut ieșită din comun. Este absolut fabuloasă. El a ieșit împreună cu soția și foarte interesant, cam o lună înainte de pozele acelea care au Emil fost, care au apărut și... Așa? Deci a ieșit la o plimbare, practic. Și a văzut la o distanță de vreo 300 de metri, a văzut niște omuleți. Când avea un binoclu, s-a uitat bine și și-a dat seama că nu erau oameni obișnuiți. În primul rând erau mult mai mici, 1,20-1,30 m, aveau, spune Sift, un fel de bot ca de câine. Omuleți cu bot de câine. Alminteri, având mâini și picioare ca oamenii, decât că erau mai butucănoși puțin. Și se agitau, cel puțin unul se agita acolo, și după câteva minute că el a continuat să-i observe... Dar nu puteau să aibă, de exemplu, o mască pe față? Era posibil orice. Era posibil inclusiv era posibil ca cineva să umble în conștiința lor și să-l facă pe Sift să vadă altceva decât era în realitate. Deci, lucrurile sunt foarte discutabile. Deci, eu nu garantez că Sift a văzut exact ceea ce a văzut. Cert este că a apărut pe cer la o anumită înălțime, la 100 de metri, mi se pare. A apărut un balon cu, vreau să spun exact că zice, un diametru estimat la 20-25 de metri. Mare. Și oarecum în formă de pară, care se deplasa cu o viteză de 50-60 de kilometri pe oră. Din balon au ieșit trei obiecte mai mari și 9 sfere mai mici, care toate au început să aibă o traiectorie descendentă. La jumătatea drumului către sol au dispărut. Pur și simplu, și a dispărut și balonul. Deci iată, acel invizibil care este lângă noi și care nu poți să-ți dai seama când apare, când nu apare, cei cinci, la câteva secunde după asta, coboară asupra lor câte un clopot care îi îmbracă, îi ridică de la pământ și pe măsură ce se ridică, dispar. Deci asta e o poveste relatată de Sift, care, mă rog, a intrat în folclor și a avut doi martori. Da, mi se pare un caz ieșit din comun. Sigur că descrierile sunt foarte plastice, sunt foarte spectaculoase, deci, dar nu sunt... Iată un lucru care s-a întâmplat, iarăși s-a relatat că s-a întâmplat în pădurea Hoia Baciu. Nu sunt singurele mărturii de acest gen. Există și explicații științifice pentru faptul, de exemplu, că, mă rog, copacii au formele pe care le vedem, pentru că era un specialist local care spunea la un moment dat că au fost foarte des tăiați și au crescut aiurea și așa mai, dar nu e... E foarte, foarte ciudat, dar că nu... toți au crescut cam în aceeași direcție. Da.
Apoi sunt aceste mărturii despre OZN-uri. Apar pe cer figuri geometrice sub formă de piramide, sfere, cilindri, conuri, cuburi. Mai sunt o serie de percepții, de păreri, opinii ale unor personaje din zona parapsihologiei sau paranormalului, care alimentează o altă idee că această pădure Hoia Baciu ar fi un fel de purgatoriu specific, cum să zic, poveștilor lui Dante Alighieri din perioada medievală, în care, apropo de aceste apariții de capete, de ființe ciudate, spiritele unor persoane care n-au apucat să plece în lumea aceea frumoasă care... Așa, și care ar avea o poartă, o haltă în pădurea Hoia Baciu. Da. Și se chinuie să... Exact. Vreau să spun că poza asta a avut un mare succes în străinătate. Pozele acestea, pentru că sunt două. Vedeți că în stânga deja e altă poză. Și au fost examinate și resexaminate în Belgia, în Franța. Au publicat într-o revistă faimoasă, atunci, la scurt timp, în 70, Lumière dans la nuit, care recent mi-a publicat și mie un articol. Deci revista încă mai există și acum, din anii 50, și o revistă prestigioasă, probabil cea mai bună de ufologie din, ia uite, din, dar asta probabil că ar putea să aibă și alte explicații. Da. Deci, și în 77 a fost un congres mondial de ufologie la Acapulco, Mexic, unde pozele astea erau mărite cât un perete și erau date ca printre cele mai bune poze credibile, la mondial de OZN-uri. Da. Despre anomaliile fizice am vorbit, l-ați auzit și pe profesorul Pătruț în niște materiale care, sigur, au fost ale căror surse le-am menționat și aș vrea să fi fost mai complete. Uite, și acum, nu știu dacă sursa e doar YouTube, adică bănuiesc că au fost pe vreun site de specialitate, n-aș vrea să greșim față de nimeni. Și cred că era mult mai bine să spunem sursa documentarului. Cred că profesorul Pătruț nu este în țară, dar poate merită să-l mai... Dar nu-i nimic, putem face corectura într-o altă ediție. Da. Asta zic, nu cred că e doar un simplu YouTube și probabil că e un canal specific de pe YouTube unde apar aceste imagini. Mai există o percepție că în pădurea Hoia Baciu ar fi un câmp energetic care ar fi fost creat acum zeci de mii de ani de către ființe din alte lumi. Și așa s-ar explica faptul, s-ar explica seria, uite, am rupt și pagina asta, ceea ce înseamnă că am dreptate. Aceste apariții multiple ar fi un portal, o intersecție între diverse lumi. Și de asta apar fenomene, anomalii, inclusiv electromagnetice, apar ființe ciudate, apar OZN-uri care ar veni, ar fi una dintre porțile prin care apar OZN-urile aici la noi, în dimensiunea noastră, Pătera, pentru că sunt unii care fac altfel de turism decât ne permitem noi. L-ați văzut pe ăsta, ați văzut racheta lui Elon Musk. Suntem la un nivel rudimentar rău de tot din perspectiva călătoriilor interspațiale. În schimb, alții reușesc să folosească, se pare, alt gen de combustibil, între ghilimele, cu care se deplasează, folosind portaluri, folosind alte, o altă cunoaștere pentru a parcurge distanțe uluitoare între planete. Am vorbit de Jacques Vallée. Cred că mai avem timp să mai citesc. Da, vă rog. Din Jacques Vallée. El, întrebat fiind ce sunt OZN-urile, și spune, ceea ce vedem aici nu este o invazie extraterestră, ci este un sistem spiritual care acționează asupra oamenilor și folosește oamenii. Uh-huh. OZN-urile ar putea veni de pe Pământ fără a fi neapărat invenții umane, sau ar putea veni dintr-o altă galaxie fără a fi neapărat nave spațiale. Deci, și adaugă, opinia mea este că există un sistem de control spiritual al conștiinței umane și că fenomenele paranormale, cum ar fi OZN-urile, atenție,
sunt una dintre manifestările sale. Nu pot spune dacă acest control este natural și spontan, dacă este explicabil în termeni de genetică, psihologie socială sau alte fenomene obișnuite, sau dacă este artificial în natura sa, aflat sub puterea unei voințe supraumane. El ar putea fi determinat în întregime de legi pe care nu le-am descoperit încă. Deci, hai să nu ne repezim. Foarte mulți vorbesc de portal, de fizica cuantică, de tot felul de lucruri pe care, între noi fie vorba, nu le înțeleg, dar dă bine. Noi am putea să fim în situația pe care am mai spus-o, dacă nu mă înșel, lui Leonardo da Vinci, căruia îi dai o telecomandă să deschidă o ușă de garaj. N-ar ști ce să facă. Cât este el de Leonardo da Vinci, el nu va putea explica cum a funcționat asta. Noi ne confruntăm cu fenomene care se petrec, dar nu avem încă baza teoretică, științifică pentru a le putea explica. Și exploata. Nu știu dacă mai avem timp să dăm secvența aceea cu realizatorul de la TVR, nu? Da, suntem în întârziere. O păstrăm pentru o altă ediție. Sigur că e doar o introducere în aceste fenomene din România. Dosarele X din România vor reveni. Aștept și din partea noastră relatări, sugestii, opinii. Personal sper să mă pot deplasa în pădurea Hoia Baciu, poate în această vară, pentru a face o serie de filmări, materiale, etc. Abordând și cercetătorii locali, dar și cu domnul Farcaș, de ce nu? Să stăm acolo, în zonele cele mai încărcate de astfel de povești și să vedem ce Dumnezeu iese. Sigur că uneori în viață nu e bine să te arunci în orice gen de eveniment pentru care nu știi dacă ești pregătit. E bine, în general, să cercetezi zonele pentru care ai aptitudini și abilități, dar o plonjare în necunoscut uneori poate să fie o aventură din care ar putea ieși mari realizări. Mulțumesc foarte mult, domnule Farca, și pentru această participare. Cu mare plăcere și altă. Le mulțumesc tuturor celor care au urmărit episodul cu numărul 20 din Istoria Secretă a Umanității. De-aia mi-am pus un costum special, pentru că am avut o ediție specială. Dosarele X de România vor mai continua. Avem, în schimb, pregătite pentru viitoarele noastre întâlniri, o serie de materiale absolut uluitoare, absolut uluitoare, ceva ce ridică mari semne de întrebare cu privire la istoria pe care ne-au predat-o oamenii în școli și în facultăți. Sunt secvențe care sunt cu obstinație, cu îndârjire interzise opiniei publice, la care avem acces prin mijlocirea domnului Farcaș și care, cu siguranță, vă vor ului mai mult decât toate aceste povești pe care le-am abordat până acum. Nu ratați viitoarele întâlniri, viitoarele episoade din Istoria Secretă a Umanității. Noi ne revedem mâine de la ora 21 la Metropola TV. Toate cele bune, o noapte liniștită tuturor. Mulțumesc, Only for Men, pentru ținut. Numai bine!